Epopeea lui Gilgameș. Tableta a treia. Bătrânii lui Gilgameș îi vorbiră. Gilgameș, nu te încrede numai în a ta mare putere, ci rămâi atent. Fiecare lovitură ținta trebuie să-și ajungă. Cel care o ia înainte, tovarășul își salvează. Cel care cunoaște drumul, prietenul își protejează. Lasă-l pe Enkidu să meargă înaintea ta. El cunoaște drumul la pădurea cedrului, a văzut lupte, a fost în bătălii. Enkidu, prietenul, își va proteja și astfel siguranță vei avea. Fie ca trupul lui de grabă să-l aducă înapoi la soții. În adunarea noastră, Enkidu, ți l-am încredințat pe rege ție, iar la întoarcere pe rege înapoi ni-l încredințez la loc. Gilgameș îi vorbi lui Enkidu zicând: Hai, prietene, să mergem la templul Egalmach, la Nisun, marea regină. Nisun este înțeleaptă, atot știutoare. Ea ne va așterne la picioare calea cea mai bună. Luându-se de mâini, Gilgameș și Enkidu merseră la Egalmach, la Nisun, marea regină. Gilgameș se ridică și înaintă spre ea. Nisun, chiar dacă eu foarte puternic sunt, călătorie lungă am a face acum la locul unde se află Humbaba. Trebuie să înfrunt lupte cum n-am mai cunoscut, să pornesc pe un drum pe care n-am mai mers. Și tot acest timp cât eu voi fi plecat și până înapoi eu voi veni, până voi ajunge la pădurea cedrului, până cel voi fi ucis pe Humbaba cel groaznic și voi șterge de pe pământ ceva vătămător urât de Shamash. Din a mea parte cu Shamash să vorbești. Dacă îl ucid pe Humbaba și dacă îi tai cedrul să se bucure tot ținutul, iar eu un monument voi ridica al victoriei mele înaintea ta. Nisun asculta cuvintele lui Gilgameș, fiul ei, îndurerată. Regina Nisun le auzea iar și iar. Intră în locuința sa și se spălă cu planta purității. Își puse un veșmânt demn de trupul ei, își puse bijuterii demne de pieptul ei, își puse șalul ei și își puse coroana. Stropi pământul cu apă dintr-un vas și pe acoperiș urcă. Urcă pe acoperiș și puse tămâie înaintea lui Shamash. Îi oferi ramuri aromate și brațele spre cer le ridică. De ce o inimă neliniștită i-ai dat fiului meu, Gilgameș? Ai făcut astfel încât acum să plece, vrea cale lungă până unde se află Humbaba. Va înfrunta lupte cum n-a mai cunoscut, va porni pe un drum pe care n-a mai mers. În timpul cât va fi plecat și până se va întoarce, până va ajunge la pădurea cedrului, până cel va fi ucis pe Humbaba cel groaznic și va șterge de pe pământ ceva vătămător, de tine urât, în ziua în care îl vei vedea pe drum spre casă, fie ca aia, mireasa, să-ți amintească de el fără teamă și poruncește noaptea paznicilor nopții, stelelor și tatălui tău, Sin. Făcu o grămăjoară de tămâie și cuvinte magice începu să spuie. Îl chemă pe Enkidu și povețe îi dădu. Enkidu, cel puternic, tu nu ești din pântecele meu, dar acum îți vorbesc alături de sacrele slujitoare ale lui Gilgameș, înaltele preotese, femeile sfinte, servitoarele templului. La gâtul lui Enkidu, un pandativ fu atârnat, înaltele preotese de mâini îl luară și fiicele zeilor îl primiră ca pe un copil nevinovat.
Am luat putere pentru tine, Enkidu, tu supus al lui Gilgamesh ai să fii. Enkidu, la nevoie îți vei apăra prietenul, de primejdii și nenorociri îl vei feri și îl vei aduce înapoi lângă supușii lui. În timpul cât va fi plecat și până se va întoarce, până va ajunge la pădurea cedrului, fie o lună sau un an, noi vom aștepta să te întorci cu regele nostru Gilgamesh. Poarta de cedru, Enkidu, în templul lui Shamash, Gilgamesh, în Egalmach, oferi drept jertfă ramuri, fii regelui. Enkidu își va proteja prietenul, își va ține tovarășul în siguranță, fie ca trupul lui să-l grăbească înapoi la soții. În adunarea noastră pe rege noi ți l-am încredințat, iar la întoarcere tu, regele, să ni-l aduci, așa cum ți l-am dat. Enkidu îi vorbi lui Gilgamesh zicând, prietene, întoarce-te! Drumul nostru este plin de primejdii.